Emoții, multe flori și clinchetul clopoțelului care pentru unii a sunat ultima oară. Îmbrăcați frumoși, cu realizări frumoase în spate, elevii din toată țara au participat la careul solemn de finalizare a anului școlar. Cei mai bucuroși probabil au fost picii din clasa 1, care după un an de încercări și noi deprinderi vor merge în sfârșit în vacanță. Nu la fel de fericiți au fost absolvenții claselor liceale. Pentru ei, ultimul sunet al clopoțelului înseamnă de fapt începutul examenelor de bacalaureat și alegerea unei căi pentru a pleca în lumea mare. Sigur îmi va fi dor de colegii mei, de profesori care ne-au fost călăuză pe acest drum și de școală, pentru că ne este ca a doua casă, de domnul director, desigur, dar sper să fie un an bun, un an prosper și știți cum se spune, fiecare sfârșit e un nou început. Profesorii spun că elevii sunt pregătiți pentru a le înfrunta pe toate, chiar și temutul bacalaureat. Am fost 12 ani cu acești copii, i-am învățat din clasa 1-a și acum își iau zborul. Dar știu că vor reuși în viață, pentru că sunt copii foarte buni, deștepți, am muncit mult pentru BAC și le urez să se baftă și aștept să revină. Mai emoționați au fost însă părinții, pentru care absolvirea liceului este o nouă încercare. Cred că ne prindeți în cele mai grele clipe ale unui părinte, pentru că ne este greu să ne despărțim de școală. Le dorim foarte mult succes copiilor noștri, pentru că sunt cei mai buni, vor fi cei mai buni și ne mândrim că cel puțin copilul meu nu vrea să plece în străinătate la studii, pentru că spune că se fac studii foarte bune în Republica Moldova. Indiferent de ceea ce îi așteaptă după această zi, proaspeții absolvenți au savurat clipa din plin.